L. Vă recomandă pachetul tehnologic, zeamă bordeleză, originală și uleiul parafinic Ovipron Top Top. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport împreună cu domnul Zoltan Haller, membru fondator al ACVBR SIM. S-a tot discutat în ultima perioadă despre o posibilă criză alimentară, ținând cont de contextul socio-economic, politic, spuneți-i cum vreți, de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de războiul care are loc aici în vecinătatea noastră și despre consecințele pe care le-ar putea avea asupra țării noastre din această perspectivă. Ministrul Adrian Chesnoiu a ieșit în mai multe rânduri în fața presei și a menționat, a subliniat faptul că această criză alimentară e totuși departe de România și nu e cazul să ne impacientăm. Vreau să discut cu dumneavoastră pe acest subiect și totodată vreau să coroborăm alt subiect, cel legat de măsurile punctuale pe care ar trebui să le ia Ministerul Agriculturii pentru a securiza produsele vegetale și animaliere. Cred că sunt două subiecte care se susțin unele pe altele. Da, e bine să definim ce înseamnă această criză, ce înțelegem prin această criză, așa zisă criză alimentară, pentru că acest cuvânt criză deja ne crizează. Da. Da, și ne face să ne gândim că nu va fi, nu o să putem, o să murim de foame. Nu, nici pe departe. Da, nici eu nu cred în ipoteza asta. Cred într-o altă ipoteză, dar nu e important ce deci susțin alimente eu. Categoric o să existe pe piață. România este capabilă. Accesul la ele va fi o problemă. Cât de greu va fi de făcut? Adică cât de mult ne va costa să le avem pe masă? Da, deci alimente vor exista. Fermierii produc. Doar că la sfârșit de campanie o să treagă linie și o să facă niște calcule cât i-a costat prețul de producție. Fie vorbim de kilogramul de roșii sau de lapte sau de carne. Toată lumea o să-și facă niște calcule. Etapa următoare o să fie vânzarea celor produse și sigur că o să trebuiască să le vândă la un profit astfel încât să fie afacerea lor rentabilă. Profit chiar și un leu, dar trebuie să existe un profit. În momentul în care sunt o grămadă de influențe prin creșterea prețului la energie, prin carburanții care se scumpesc în fiecare zi, puterea de cumpărare scade. Practic, consumatorul care este, așa zis, end user, cel care cumpără aceste produse, nu o să mai aibă posibilitatea să își permită să cumpere la fel de mult sau poate chiar deloc. Aici trebuie să ne gândim și să vedem ce soluții trebuiesc întreprinse, astfel încât să putem pe viitor să asigurăm pentru toată lumea, pentru toate categoriile sociale, mâncarea. Noi am transmis către Ministerul o propunere, 10 puncte. Sigur că una din acele propuneri a fost reactivarea de urgență a Casei de Comerț Uniria. Cum să reactiveze? Incluzând producătorii mari care au aceste produse, materii prime, și sigur să se realizeze niște stocuri de materii prime, astfel încât în momentele în care ar putea să existe derapaje vis-a-vis de creșterea nejustificată și peste noapte a prețului, să se poată interveni și să se calmeze această creștere de preț prin punerea pe piață a produselor, printr-o unitate controlată atât de către stat, prin Ministerul Agriculturii, dar la fel de bine și de către producători. Mai mult de atât, acei fermieri care sunt dispuși ca o parte din producția lor proprie să o depoziteze în unitățile lor de depozitare, să beneficieze de niște avantaje vis-a-vis de obținerea de punctaj suplimentar în eventualitatea depunerii unor proiecte pe fonduri europene, astfel încât să fie motivați să investească mai departe în fermele lor și să-și dezvolte relația sau soluțiile de depozitare, tehnologiile. Poate că în acest moment nu sunt suficienți bani de a crea depozite de la zero, dar există depozite. În acele depozite se pot, prin intermediul Casei de Comerț Uniria, să
se pună, eu știu, 10-15% deoparte pentru zile negre și să se știe că de acolo o să putem să punem pe piață pentru populația care nu va avea bani. Trebuie să știm că în condițiile în care fermierii nu o să aibă la cine să-și vândă produsele în toamnă, nu o să mai investească anul viitor sau anii următori. Mulți e posibil să intre în faliment. De aceea trebuie să se intervină cu niște măsuri care să asigure depozitarea și desfacerea produselor la prețuri corecte, care să permită și pentru fermieri un minim de profit, dar în același timp și consumatorului să aibă posibilitatea să își permită cumpărarea. Domnul Haller, cum vedeți funcționarea Casei de Comerț Unirea? Pentru că actuala conducere a Ministerului Agriculturii dorește să o repună pe linia de plutire. S-a ales o nouă conducere, avem alți oameni, probabil că există și o altă viziune. Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că au fost niște critici în decursul timpului vis-a-vis de această instituție. Ea a pornit cu surle și trâmbițe undeva la finele anului 2018, cel puțin ca și proiect. Pe măsura timpului care s-a scurs, unii au criticat această instituție, dar în momentul în care au ajuns să conducă Ministerul Agriculturii, au ținut-o așa pe aparate, ca să mă exprim neacademic, nici n-au închis-o, nici n-au dezvoltat-o. Acum, actuala conducere vine și propune redeschiderea ei la modul că ar trebui să devină și funcțională. Ce vedeți dumneavoastră a se putea face cu această casă unire? Deci, prima măsură, primul lucru care trebuie făcut, modificarea statutului. Astăzi, statutul spune că există un singur acționar, Ministerul Agriculturii. Aici, statul, da. Aici trebuie dat posibilitatea ca să vină parteneri ca în această casă de comerț Unirea. E societate pe acțiuni, dar cu un singur acționar. Trebuie să se deschidă poarta pentru cei care sunt în stare să aducă contribuția să realizăm acel depozit de materii prime, așa cum am spus, pentru zile negre. E prima măsură. A doua măsură, identificarea de unități de depozitare. A treia măsură este gândirea unei strategii de achiziție la un preț minim garantat a produselor, fie vegetal, fie pe parte de lapte, carne. Deci trebuie gândite niște măsuri rapide, astfel încât să fim în stare ca cel târziu septembrie-octombrie să avem pus la loc sigur recolta de anul acesta. Ne-am dorit să fim în această societate pe acțiuni, noi ca și organizație, pentru că avem în spatele nostru un număr mare de fermieri și putem să contribuim ca să asigurăm produse din lapte și carne. La fel, sunt convins și că sunt și alte asociații și cooperative care la fel de bine pot să contribuie. Deci, trebuie modificat statutul. E prima mișcare. Bun, haideți să vă dau și o informație. E caldă, venită de câteva minute. Comisia aprobă o schemă românească în valoare de 300 de milioane de euro menită să sprijine entitățile agroalimentare în contextul pandemiei de coronavirus. Altfel spus, entitățile agroalimentare în contextul pandemiei de coronavirus vor primi aceste sume. A fost aprobat cadrul temporar privind ajutoarele de stat în cadrul schemei. Sprijinul public va lua forma unor subvenții directe de până la 120.000 de euro per beneficiar. Da, este o sesiune care mâine se va deschide. Probabil că o să dureze jumătate de oră. Sperăm să nu se blocheze serverele, astfel încât cât mai mult se poate să depună proiectele. Toată lumea se pregătește pentru acest capital de lucru. Sigur că sunt două categorii. Unii pot să aplice până la suma de 5.000 de euro și o altă categorie care pot să opteze pentru 15% din cifra de afaceri pe care au avut-o în anul 2019. Sunt foarte mulți fermieri și firme care, hai să spunem, își pun speranțele în acest proiect. 300 de milioane înseamnă o sumă, dar dacă e să facem un calcul matematic,
sistematic, mai mult de 3.000 de beneficiari nu o să existe pentru acest proiect. 10.000 au făcut consultanții mei un calcul. Este exagerat. Da? Da, nu cred că o să fie mai mult. Deci cel puțin, sunt 250 de milioane alocate pentru categoria cu 15%, care înseamnă maxim 120.000 de euro, ceea ce înseamnă 2.100 de, aproximativ 2.100 de beneficiari, iar pe partea de capital de lucru până în 5.000 de euro sunt 50 de milioane, care înseamnă 2.000 de, dacă calculez bine. Da, haideți să lăsăm pe alții să facă socotelele astea. Ideea este că este o măsură foarte bună, fiecare ban contează. Mi-aș dori ca, sigur, să merge pe un principiu primul venit, primul servit. N-ai cum să faci altfel, poate, dar la fel de bine, banii ăștia trebuie canalizați către proiecte care vor aduce plus și în timp, pentru că doar să iei bani și să... mâine nu mai ai și n-ai făcut nici măcar un proiect cu care să continui mai departe, nu mi se pare o chestie interesantă. Dar fiecare ban contează. În acest moment toți banii contează. Capitalul de lucru, sigur că sunt niște direcții unde poți și capitole unde poți să le folosești. Doamne ajută! Doamne ajută și să primească cât mai mulți beneficiari, că înțeleg va fi o cursă contra cronometru și, așa cum subliniau mai toți invitații mei, cei cu rapiditate și cu abilități de a tasta și de a se încadra cât mai repede în completarea formularelor vor avea câștig de cauză. Luăm 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Combaterea biologică este modul eficient și natural de control al dăunătorilor și bolilor din culturile dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Bun, am revenit aici la Agricultura la Raport. Continuăm dezbaterea noastră și o să discutăm un pic și despre societățile de ameliorare, despre colaborarea dintre asociația dumneavoastră și alte entități, dar și despre transferul de embrioni. Da. Știm ce ne așteaptă. Trăim, hai să spunem, într-o Europa unde există o Uniune Europeană și există niște reguli, niște regulamente care mai devreme sau mai târziu ajung și în România a fi implementate și care trebuiesc respectate. Se pune mare accent pe reducerea emisiilor și noxelor. Sigur că taurinele au fost puse pe primele locuri ca și factori poluanți, ceea ce nu este corect, dar sigur nu putem să acum să ne luăm în gură cu ei. Ce facem noi ca și organizație, că până la urmă asta este important, ca să ne pregătim pentru ce va urma? Am pornit un proiect în colaborare cu Institutul Național de Nutriție, IBNAU, și cu Facultatea de Medicină Veterinară. Practic avem colaborarea cu partea de cercetare și avem partea de colaborare cu medicii veterinari profesori, împreună cu Direcția Sanitar-Veterinară Brașov și aici pe parte de sănătatea animalelor, pe tot ce înseamnă respectarea trasabilității și alte condiții. Am pornit la drum pe acest transfer de embrion. Folosim biotehnologia de reproducție. Este un proiect ambițios pentru noi, pentru că din cele mai bune vaci, 40 la număr, anual ne-am propus să obținem 1000 de produși. 1000 de produși cu o valoare genetică ridicată, ceea ce este foarte bine de reținut, că acei produși, un produs va înlocui 3 produși neperformanți, să spunem așa, deci va fi proporția 1 la 3, ceea ce înseamnă o scădere a stresului asupra terenurilor, dar în același timp o să însemne și o scădere a costului de producție per litru de lapte, pentru că trei animale, cât mănâncă trei animale, nu mănâncă un animal. Deci e foarte simplă matematica.
Mai mult de atât, prin tehnicile de ameliorare și ceea ce ne-am propus ca să ameliorăm, reușim ca să atingem atât pe parte de lapte și cât și de carne performanțe deosebite. Longevitatea și, sigur, perioada de a ține în producție aceste animale este mult mai mare. Categoric este câștig pe toate fronturile. În acest proiect am implicat și fermierii, pentru că animalele care sunt receptoare, respectiv acele vițele, le achiziționăm de la fermierii noștri, care fac parte din acel program de achiziție la 5 euro pe kilogram. Condiția este ca acele animale să fie sănătoase pentru ca să putem să facem implantul de embrion în animale sănătoase. Este o condiție obligatorie. Am reușit și vom respecta acest lucru. Avem în fermă animale care deja sunt gestante în urma implantului de embrion. Și sigur că aceste animale vor fi viitorul fermelor sau efectivul din viitoarele ferme de bălțată românească. E un proiect care de la Zicala, Anu și Vițelul, am schimbat Anu și 25 de viței, pentru că reușim să obținem 25 de produși în urma transferului de embrion de la o vacă. Da, e interesant ceea ce spuneți și cred că ar trebui o mai mare atenție din partea tuturor crescătorilor vis-a-vis de partea asta de genetică, de performanță, pentru că întotdeauna investind în așa ceva, rezultatele nu întârzie să apară. Mai vreau să discutăm câteva aspecte legate de optimizarea fermelor. Un proiect de asemenea pe care l-ați derulat, pe care îl derulați în cadrul asociației. Optimizarea fermelor. Suntem adepții implementării tehnologiei noi, pentru că fără tehnologie nu poți să avansezi. Suntem adepții de a merge pe niște, și am propus către Ministerul Agriculturii, ca să deruleze niște programe punctuale de achiziție de tehnologie cu care să se, hai să spunem, rezolve o anumită problemă din fermă. Creșterea vițeilor. Creșterea vițeilor, sigur că este o zonă foarte sensibilă, este foarte important ca fermierii să se aplece și să facă această creștere în cele mai bune condiții, dar cu ajutorul tehnologiei noi, respectiv roboții de alăptat, pot să obțină mult mai mult, pot să aibă o garanție vis-a-vis de sănătatea vițeilor, vis-a-vis de creșterea armonioasă a acelui vițel și, desigur, pot să aibă niște performanțe pe parte de înțărcare la 70 de zile. Cunoaștem că la 3 luni, respectiv 90, chiar 100 de zile, se face înțărcarea la lapte a vițeilor, iar cu ajutorul tehnologiei, a roboților, această încercare este mult mai devreme, 70-65 de zile, fără să se creeze un stres pentru animale. Da, știu că asociația pe care o reprezentați este activă și la evenimentele menite să potențeze starea zootehniei. De curând ați participat și la Botoșan, la stațiunea de cercetare de la Popouți. Care au fost reacțiile în urma acestui eveniment? E un eveniment care s-a consumat undeva la începutul lunii mai, dacă nu mă înșel, și știu că a avut succes cel puțin în rândul crescătorilor de ovine. Da, a fost un succes și pe partea de taurine. S-a întâmplat pe 1 mai, chiar de 1 mai, a reușit organizatorul să unească, să aducă la acest eveniment peste 10.000 de oameni. Au fost peste 10.000 de persoane. Au fost prezenți crescători de vaci din mai multe rase, printre care și bălțată românească. Asociația crescătorilor de taurine din Botoșan s-a implicat în mod activ.
Sigur că există un număr mare de crescători, sunt doritori și ei să participe la aceste programe pe care asociația noastră le derulează. Prin prezența noastră la aceste evenimente creăm și dezvoltăm parteneriate care până la urmă aduc plusuri pentru fermieri. Da, trebuie discutat și de un alt lucru, cred că la fel de important, e cel legat de formarea tinerilor de școlile profesionale. Vorbim despre zootehnie, dar nu trebuie să neglijăm forța de muncă. E drept că multe dintre fermele românești au parte de tehnologie, au dotat fermele cu ajutorul roboților, cu ajutorul mașinilor și utilajelor performante, dar forța de muncă reprezintă un capitol important pentru cei care beneficiază de așa ceva. Da, e foarte important să avem generația care vine din urmă. Această generație trebuie să o școlim, trebuie să o pregătim. Noi ca și organizație ne implicăm în formarea profesională, avem diferite cursuri pe care le derulăm împreună cu parteneri pe care îi identificăm. Am avut curs pe parte de curățarea ungloanelor, am stabilit și niște colaborări cu centrul de formare de la Dej pe parte de însămânțări artificiale. Avem colaborări foarte bune cu facultățile de medicină veterinară, dar și Universitatea de la Cluj, unde suntem prezenți pe proiecte punctuale și sigur ne dorim ca tot mai mulți studenți care ies de pe băncile facultăților să devină colaboratori sau chiar angajați ai asociației noastre, pentru că credem în tineri, credem în puterea lor de înțelegere, puterea lor de adaptare la tot ce înseamnă tehnologie nouă, au o gândire mult mai open mind și sunt mult mai receptivi la tot ce înseamnă soluții noi. Dar cum îi stimulați? Pentru că s-a tot spus că foarte mulți tineri nu mai sunt atrași de zootehnie și cei care sunt absolvenți de medicină veterinară preferă să lucreze în cabinete care fac alte și alte activități, nici de cum într-o fermă. Acum, mesaj pentru toți viitorii studenți. Dacă nu vă place o meserie, nu mai mergeți la facultățile alea să ocupați locul altuia care își dorește și nu reușește din cauza celor care sunt turiști în acele facultăți. Sigur că motivarea vine și pe parte financiară, dar și posibilitatea de a se dezvolta, pentru că au activități diverse și prin practica pe care o fac și o dobândesc experiența în cadrul asociației noastre, la un moment dat pot să meargă mai departe în viață și să-și aleagă și alte locuri de muncă, dar vor avea o pregătire de bază destul de consistentă. Bun, o să vreau să discutăm și despre partea aceasta de PNS vis-a-vis de bunăstarea animalelor, dar cred că ar fi oportun să luăm câteva minute de publicitate acum, nu de alta, dar e un subiect atât de amplu în care am avea multe lucruri de discutat și de sesizat. După câteva minute de publicitate, mă gândesc că și cei de acasă poate sunt interesați să adreseze întrebări domnului Haller. Dacă nu, avem câteva lucruri pe care vreau să le clarificăm cu ajutorul domniei sale. Luăm câteva minute de publicitate și ne întoarcem.